primeiro lá ce culești. Sabia se introduce în teacă în orizontală, da? Întâi se îndreaptă și orizontală și apoi se introduce în teacă, da? Deci, în amănțeles, în dimineață, nu? La modul de a te arma din să vedem cum lovim, da? Deci, tipuri de lovituri. Așa, da? Multă lume a făcut așa. Da? Însă cu toate că e da, eu am făcut așa, da? Încă o dată. Mișcarea este o mișcare a făcut în pe interior. Așa este exercițiu. 1. 2. Ai duce până aici, da? Din seica noi tân, da? Te lungesc până la către piciorul partener, da? Ți-a trecut de cedura lui, da? Am lovit, da? Am lovit, da? Mâna pe care nu sunt prea mult. Poziția intermediară îmi permite un nou moment în care mă pot apăra. Să pot lovi.
anche linee demarcialitarie, da? Il suo campo politico è corretto, il padre è diverso, da? Io comendo in continuare, da? Buon pace, c'è per un caso di minuti, da? Tutti a te. Uno, due, da? Tre. Uno, due, tre. Bine, șoveți. Vom avea câteva forme de șoveți. Momento. Eu am marcat în bărbile de lecție, da? 3, 4, 5, 6, bun înapoi, da? Știu că ai dat un nou în 6, care e cu lecție? Thank you.
dată am fi lovit, da? Apoi mișcare. Și am câștigat, n-am înaintat, nu? 1, 2, da? El. Bine, apoi la locul din aprilie. Vezi calea de toate de lingă și cred că m-am dus, nu? Cum am dus? M-am dus aici, nu? Da? Se scoace, da? Încă o dată să mai fac și să trebuie să trebuie. 1, 2, 3. Când vine arma înapoi exact, vine de cum s-a dus. 1, 2, da? 3. Un, doi, trei, încă o aduce, da?
lovitorile care, în spate, pe care le-a ajutat din viață, nu le-am mai repet, nu le știu cu tot, nu? Da? Deci ne-am făcut asta, da? Văd că nu... Hai să se avantă. Nu mai fie o lovitură, un șomen, nu știu pe care l-am sărit. Nu este greu. Nu poate, de bine. Deci, am decazat. Bun, da? Trebuie verticală. Am schimbat piciorul. De bine. Nu, nu e așa. Cum suntem cu toți de tentat să facem, da? Un, doi. Cada vez que eu gosto, não perdoa. Não pode ser tão fácil. Deixa eu marcar a vida que eu tenho. Tá vendo? Eu falo, mas não quero que você tenha. Ah. Deixa eu falar, deixa eu falar. Nu știu că ăsta nu e la centură. Asta mă gândeam. Nu m-aș gena dacă mă pică, știi? De... Adică măcar să știu că de-asta mă pică, adică nu să fie greșit ceva. Pentru fiecare din aceste teme de astăzi, care a fost acest degajarea, acesta... Bun, mai bun fac. Da? Cum zicea, trebuie să se facă. Fai de ce te faci. Am băzut. Am zis tu. Păi ce? Ce-a vreo 4 de ani cât are acolo pentru să plece lui. 3? Ok. Bun, iar tema pe care o să vrem în continuare, da? Deci sunt tehnici de deplasare și degajare a armei, da? Bun. Dacă ați poate să-ți întâmplă,
dreapta, da? Deci în dreapta, da? Așa că întreabă, încercăm de aia, ce grafă poate să zică că nu încearcă. Sabia se ridică, da? 3. Care este orizontală, da? Sabia. E o parare aici, da? Doi. Trei. Patru, da? Și în jos. Este un ciomenuci, da? Atacul. Și atenție, atenție, apărare, da? Deci.
Pomenuti. Da? Deci, deci, da? În timp ce teaca vine așa, da? Da? Și de aici înapoi, lasă de asemenea, da? De aici, da? Hai. Samplăm puțin, da? Elementele de casă. În așa fel încât unele din ele să înțelească legătură cu de altă. Vorbești șomene, cince, da? Da? Șomene. Deci cele trei, indicată, da? Deci 1, 2 și 4, folosite, da? Pentru a mă deplasa. Deci prima, da? 1, 2, 3, 4, pardon, da? Deci 3, 3 elemente, din care 1, 2 și 4, folosite pe atacul lui, da? Pe care 2 a servit de legătură. Adică, da? Da? 2. 2 de legătură și apoi 4, da? Încercăm? Da? Încerc, da? 1, 2, 4, 2, 6. Chestia asta, dacă e în palma, asta înseamnă că trebuie cutreișul sus. Dacă e la degete, e cutreișul jos. Adică este fiți foarte atenți, că și nimeni să nu sunt jos. Da? Deci ies, da? Mâna este pregătită aici, da? Um,
Deci dacă am venit cu ea așa, da? Pornesc înapoi, da? Ultimul pe care îl facem astăzi, ultimul mod de a degaja arma, da? Bine, sunt mult mai multe, dar noi facem, am zis că facem în fiecare cu puțin, da? Da? Este acesta, da? Care sabia a pornit, cu tocul de acă afară, cer, facem acum, cer, chestia asta. Da? Deci, 1, 2, da? Să aveți pregătirea pentru angajare. Dar deci nu așa, da? Este foarte important. Să vedeți fiind aici, da? Încercăm? Da. Dar faci, 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 doar mișcarea. Doar faci, doar mișcarea. Doar mișcarea. De aceea. Dar este așa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, da? Explicării, atenție! Da? Deci, sabia nu iese așa, da? Deci nu iese acum, acum, acum.
Eu băgat în bezme sensei. Normal, să ajung acum trebuie să vin aici, sus, se ridică până aici, se rabate, se pun în cultură. Nu se scoate. Ia trebuie să vin aici, da? Horizontal. Stânga, da? Stai. Vedeți, domnul mare pe suba, pe gardă, da? Și
degajează dacă e nevoie. Da. Când degajez arma, prima mișcare este că țeaca trebuie să iasă în afară. De ce să iasă în afară? Ca să-mi permită să mă închin foarte mult, să pot să scot sabia care este lungă. Dacă aș încerca să scot sabia așa, da? Mâna mea a ajuns la limită, o primă, da? Sigur, eu mâna mea e cea mai lungă, așa pot să o scot, dar destul de greu. Ca să nu se întâmple acest lucru, da? Folosesc mișcările corpului ca să lungesc această poziție. În felul acesta, da? Plângul înainte, steaga aici din afară. Da? Mâna dreaptă vine aici, se duce cu dreptul, deci se devin, ia o poziție oblică, steaga se duce înapoi și sabia iese. Da? Din nou. Intrarea sabiei în teacă, să faceți același lucru. Ascultă, da? Ascultă. Teaca se duce înainte, teaca se duce înapoi. Da? Teaca înainte. Sabia. Ideea este că din această mișcare, trebuie să pot tăia în față, da? Mișcarea este orizontală, da? A tăiat, da? Tăiat. Atenție, sabia se oprește aici. Nu se duce aici. Deci vedeam multe filme această poziție la degajarea armei. Este o poziție frumoasă, dar este incorrectă. Da? Da? Aici. Această poziție nu permite să mă apăr. Deci nu chimerea asta arma, da? Și aceasta este poziția. De aici până întoarce, da? Deci, nu aici. Nu așa. Aici, da? Și goadă. Acum, sunt mai multe feluri de a scoate sabia din teacă. Sunt mai multe feluri de a ne deplasa înainte de a scoate sabia din teacă. Și mai multe feluri de a combina aceste lucruri între ele. Și o să ele țin de, zicem, alfabet aceste tehnici și o să le încercăm să le facem, pentru că sunt studiuri în provincie, să le facem pe rând chestiile astea. E de preferat ca poziția pe care o am cu sabia să fie cu mâna dreaptă înainte. E de preferat. De ce? Din motive de siguranță că inima este în spate, da? Este de departe de lama partenerului, de lama adversarului. Da? Această poziție, da? Nu este incorrectă, dar mă duce cu inima foarte aproape de sabia partenerului. Da? Deci asta, la sabie, se adoptă această poziție, pentru că un organ vital care este inima, este departe de pericol. Asta nu este absolut obligatoriu. Sunt tehnici care dovesc cu piciorul stâng înainte. Dar este de preferat să am această poziție ca să am și această siguranță. La drept acestui fapt, mai toate deplasările de preferat să vin cu piciorul drept înainte, da? Deci, cum este aceasta, da? Drept înainte. Inima este în spate. Și pentru faptul că multă lume este, nu este în gație, e dreptate, nu? Dacă vreau să mă deplasez, da? Încolo, cu fața în față, da? Da? Deci ne deplasăm la dreapta. Scot sabia după ce am ajuns în poziție, da? O pregătesc înainte, dar am scos-o când am ajuns în poziție stabilă. Mă angajez în această poziție, deci chiar să
să le intre, mă îndrept în afară, da? Deci, nu voi face niciodată așa, da? În aceeași timp, și mă le dați și constabia. Deci, nu tot lovi în această mișcare. Da? Doar la fel, da? Am învățat și cu sabia, da? Apoi, faci. Toată lumea la fel de aici, nu? Lucru foarte important este că sabia trebuie să iasă repede și trebuie să intre încet. Apoi în teacă. Dar nu trebuie să intre repede în teacă. Motivul pentru care trebuie să iasă repede, trebuie să vin mai spune, nu? Ca să mă pot repede apăra, da? Și să intre încet este că dacă cumva sunt din nou atacat, trebuie să nu fiu obligat să scot sabia toată din nou din teacă. Da? Deci am scos-o așa, dar vedeți, da? Înapoi, da, o bag în cer, da? În cer, dacă e nevoie, tot din nou, da? În cer se bagă, da? Nu poate. Se bagă înapoi în teacă, cam în același mod în care ea se scoate. De exemplu, am scos-o orizontal, da? Tot orizontal e, da? O scos vertical, da? Da? S-a scot delicat cu de aici în jos, da? Cam în același mod. Nu este obligatoriu, dar ca idee, trebuie să vedeți cam în același fel. Acum să ne deplasăm în partea cealaltă, da? Observați tot timpul cu piciorul drept înainte. De un punct de poziția în care sunt în momentul de repaus. Deci, de exemplu, această deplasare este corectă, da? Dar nu este o deplasare în sensul celor pe care discutăm noi. Piciorul care se deplasă este ăsta. Nu înainte. Poziția este asta de aici, da? Ca să împătesc poziția și să lovesc în corul, da? Piciorul ăsta trebuie să se miște. Dacă îmi miște piciorul drept, eu înaintez. Mi-am schimbat poziția. Am deplasat față de aia. Dar deci așa face mișcare, da? Al doilea lucru foarte important este nu mă uit când bag sabia în treacă și nici când o scot, da? Scot-o, da? Dacă mă uit la sabie, la treacă, dar la mă lovește, da? Hai, o deplasare, da? Înapoi, deci lovesc în spatele meu cu sabia, da? La încet, da? Deci. Bun. O să faceți aceea cu stângă înapoi, da? Data aceasta, însă, poziția mea este piciorul stâng înainte.
vine, da, la poliția de bază, da? Înainte mă duceam aici, da? Și mă duceam la, duceam pe ăsta, mă duc înainte, da? Fac, da? Mă întorc, mă duc înapoi, da? Fac. Înțelegi că pot ști dinainte cu ce picior să mă întorc, da? Ce poziție să am în momentul în care am terminat mișcarea. Dacă fac treaba asta mereu, da? Pot să știu de la început unde voi lovi și mă întorc cu spatele. Dar chiar înainte de a mă întoarce. Deci este un lucru foarte important. Să lovesc, nu doar la 180 de grade, atunci picioarele mele vor trebui să facă o altă manevră, da? De exemplu. Greutatea de aia este 2/3 de piciorul din față, 1/3 de piciorul din spate. 2/3 de piciorul din față, 1/3 de piciorul din spate. Sabia mi-a dat direcția mișcării, sabia îmi dă și la sfârșit, da? Pentru că le intră, dar eu duc pe aia, da? După sabia. Ei, aceeași lucru pot să fac cu piciorul, da? Și în fața celălalt picior, da? Aia sunt într-o poziție nefavorabilă, da? Și schimb. Da? E fiind prostăritură mișcare, da? Poziția, da? Stai aici, da? Fac o mișcare bruscă care schimbă poziția picioarelor și degradează apă. Da? Deci piciorul stâng înainte, fac această mișcare. Da? Deci, trebuie să fie o trăitură sus. Nu se referă la important. Important este să schimb cât mai repede, să fiu stabil, să am arma afară. Da? Asta e mișcarea, da? Să am o mișcare de scurtă, nu se referă la mese înaltă, mese înaltă. Da? Care este mișcarea foarte de scurtă de sus. Da? Pandează mult. Foarte bine, da? Deci, ora este puțin
lansată ca picioarele să fie pe sol, în momentul în care ar mai... Această tehnică a sălituirii, a schimbării picioarelor rapide, se poate aplica și la loviturile laterale, da?